Un funcționar din cadrul primăriei Sebeș de la Serviciul Economic Birou Colectare Creanțe Bugetare a ajuns în vizorul judecătorilor pentru abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată. Acesta este acuzat de procurori că în perioada 2012-2014 a întocmit în mod defectuos acte și a eliberat în fals certificate fiscale pentru cel puțin 5 persoane. Practic, acesta ar fi eliberat mai multe certificate fiscale care atestau faptul că respectivele persoane nu aveau datorii către bugetul local, ceea ce era fals. De asemenea, respectivele persoane nu au achitat costul eliberării certificatelor, prejudicind în acest fel bugetul local. Dosarul a fost trimis spre soluționarea judecătoriei Sebeș, unde se află în prezent în procedura de cameră preliminară.